Un bărbat de 56 de ani din comuna Crușeț a ales aseară cu dosar penal după ce polițiștii au găsit în gospodăria sa doi căpriori ținuți în captivitate. Imediat a fost solicitat sprijinul reprezentanților Asociației Județene de Vânători și Pescar Sportiv Gorj, care au dispus ridicarea și eliberarea animalelor în fondul cinegetic din localitate. Suspectul fără ocupație este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de braconaj. Acesta locuiește lângă pădure și a declarat că a ținut căpriorii în curte doar pentru a avea grijă de ei.